Bună ziua! În legătură cu meciul de vineri împotriva celor de la Craiova, întâlnim un adversar bun, întâlnim un adversar care este într-o formă bună. În ultimele două meciuri a câștigat cu două echipe importante ale campionatului, un adversar cu multă calitate a jucătorilor, dar am spus că nu întotdeauna calitatea jucătorilor fac diferența, ci grupul, echipa. E foarte important. Noi mergem încrezători și încercăm să mergem să câștigăm. La fiecare meci încercăm să avem mentalitatea aceasta, să jucăm pentru a câștiga fiecare puncte. Nu înseamnă că nu îi respectăm. Am spus că e o echipă bună, o echipă puternică, cu un antrenor foarte bun, care a demonstrat multe în fotbalul românesc și o experiență deosebită. Dar noi încercăm să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga. Puncte, puncte. Sunt mai multe probleme pe care trebuie să le gestionăm mai bine, trebuie să le antrenăm mai mult. Am spus că suntem o echipă care s-a format acum 2 luni și jumătate, 3 luni de când am început, dar 2 luni și jumătate pentru că majoritatea jucătorilor au venit după perioada de pregătire. Nu este ușor cu 15-16 jucători noi să formăm și o mentalitate bună și nu știu, din punct de vedere psihic, o forță psihică. Cu siguranță se vor îmbunătăți toate aspectele. Și cu siguranță vom fi mult mai atenți pentru că învățăm din experiențele negative, din greșeli. Eu sunt sigur că ușor, ușor vor trece și momentele acestea, vom ști să gestionăm, vom avea capacitatea să gestionăm din toate punctele de vedere și fizic și psihic și tactic tot ceea ce am greșit până acum. Nu vor mai apărea aceste greșeli, vor apărea altele. Până la urmă, nici nu putem să câștigăm toate meciurile, am fi fost campion. Dacă nu apăreau greșelile acestea, eu cred că eram pe primul loc la distanță mare și eram campion. Puteam să ne batem la campionat. Jocul greșeală așteaptă. Până la urmă, am spus, suntem o echipă nouă, suntem o echipă cu jucători care ușor, ușor trebuie să se integreze, trebuie să create anumite automatisme, trebuie să arătăm mai multă forță din toate punctele de vedere și psihică și forță de joc pentru a putea ajunge acolo unde ne dorim. Toți ne dorim și toți încercăm să dăm maxim și la antrenament și la jocuri pentru a putea fi în primele două, în primele trei. Dar am spus, jocul greșeală așteaptă, se fac erori, se fac greșeli, încercăm să le îmbunătățim, încercăm să le identificăm și să le îmbunătățim și cu cât o să greșim mai puțin, cu atât probabil o să câștigăm punctele. Pentru că jocul este unul bun din punctul meu de vedere, băieții dau maxim pe teren și la antrenament, au atitudine. Singura problemă, dacă începem să nu mai greșim sau să greșim mai puțin, pentru că am spus, n-ai cum să nu greșești, dacă ai fi fost perfect, am fi fost echipa campioană și ne băteam numai la primul loc. Nu, este greu, dar aici încercăm împreună cu băieții să-i fac să greșească mai puțin. Da, este frustrat pentru că știm cu toții cum le-am primit și la viitorul și acum, dintr-o fază fixă, o fază care nu anunța nimic. Dar am spus, nu trebuie să dăm vina nici pe ghinion, nu trebuie să trebuie să încercăm să antrenăm și ghinionul, nu trebuie să ne găsim alibi că este numai ghinionul, ci suntem de vină și noi. Pentru că cu o mai mare concentrare, cu o mai mare energie și să spun așa, pozitivă, puteam să evităm lucrurile acestea. Pentru că ar fi ușor să ne găsim alibiuri, să trecem peste greșeli, să zicem, asta e, ghinion, am avut ghinion, ultimele 5 meciuri, ghinion, ghinion, ghinion. N-ar fi bine din partea noastră să gândim așa,
ci trebuie să gândim că la fiecare zi și la fiecare săptămână care trece trebuie să ne îmbunătățim noi ca individ. Și eu ca antrenor am greșit și probabil cu siguranță am greșit în multe decizii și jucătorii. Când greșim, plătim. Asta e, trebuie să ne ridicăm, să încercăm să greșim mai puțin, cum am spus, și să toate minutele și tot jocul să-l avem la aceeași intensitate și să încercăm să câștigăm punctele. Nu sunt cedați, sunt vânduți. Nu sunt cedați, sunt vânduți. Vă dați seama, fiecare antrenor, dacă îl întrebați, ar vrea să aibă cei mai buni jucători. Dacă mă mai întrebați să mai aduce în jucători, aș mai aduce și pe Messi și pe Iniesta. Orice antrenor își dorește să aducă cei mai buni jucători ca să câștige tot, să aibă cât mai multe victorii. Eu consider că jucătorii pe care i-am eu sunt cei mai buni, sunt jucătorii cu care am făcut toate aceste puncte, sunt jucătorii care au bătut pe FCSB, sunt jucătorii care au bătut pe Dinamo, sunt jucătorii care au bătut pe Astra, sunt jucătorii care mai aveau 5 minute sau 10 ca să bată pe Viitorul, una dintre cele mai bune echipe. Deci sunt jucătorii care au dat maxim și cu care mergem mai departe. V-am spus, din punctul meu de vedere, sunt caractere, sunt jucători buni care încearcă să facă tot ceea ce depinde de ei. Că se mai greșește, este normal să se greșească. Deci ce... Nu știu dacă am mână bună. Așa a fost să fie. Sunt bucuros că în 3 luni de zile am vândut jucători în valoare de 500.000 de euro. Nu știu cine sau cum se putea aduce alți bani. Pentru că de ce să ne ferim? Este și problema banilor și a bugetului. Dacă știm cu toții și dumneavoastră știți că dacă nu se plătea o anumită sumă, începea depunctarea echipei. Toate punctele pe care băieții aceștia intră pe teren și tot spunem că de ce nu suntem concentrați în ultimul minut, de ce, se pierdeau pe considerente financiare. Deci nu suntem un club bogat, eu am spus de la început că suntem un club mic, suntem un club la care în reconstrucție încercăm să, din câte am înțeles, să supraviețuim. Dacă nu se plăteau acei bani și dacă nu era nimeni care să plătească acei bani, echipa Poliaș era depunctată. Și atunci cu toții eram mai amărâți, nu? Deci, cu siguranță șefii au fost constrânși să facă lucrul acesta și până la urmă banii sunt bineveniți, s-au mai plătit salarii la băieți, s-au plătit primele ca să poată să aibă toate condițiile din toate punctele de vedere și psihice și materiale să poată să joace și să se antreneze la maxim. Deci, din punctul meu de vedere, v-am spus, eu i-aș fi ținut pe toți, dar atunci când ești un club mic și există o ofertă extraordinară pentru și la Bălan, dacă vine o ofertă de 500.000 de euro, eu cred că nici nu mai stau la discuții, la rungte pe geam, îl dăm repede, pentru că asta este situația. Până la urmă, clubul de fotbal, un club de fotbal trebuie să se autofinanțeze dacă nu sunt alte căi de finanțare. Și este greu. Noi, în loc să ne bucurăm că avem și am avut copii talentați și avem copii și sper să mai avem, să vindem la fiecare 2-3 luni de lucru acesta, nu trebuie să dăm vina pe unul și pe altul. Atunci când nu ai cu ce să plătești, ești într-o situație dificilă. Și i-am înțeles pe, nu puteam să mă opun, să spun, nu domne, nu-l vindeți pe Târnovan sau nu-l vindeți pe Panțăr. Pentru că e adevărat, echipa cu cât vinzi un jucător mai bun scade din punct de vedere valoric. Dar până la urmă trebuie să găsim alte soluții care să pui în loc și să faci față la tot ce se întâmplă. Uitați-vă la Viitorul. Și Viitorul, nu? L-a vândut pe Răzvan Marin, nu? Cu 1 milion, putea să-i spună și noi lui Gică Hagi, de ce nu l-a ținut că îl vindea cu 10? Nu, l-a vândut când a avut o ofertă bună și când a avut nevoie de bani.
Și după aceea, că a jucat la Standard și l-a vândut Standard cu 10, e altceva, e valoarea jucătorului și foarte bine. Până la urmă, așa se fac lucrurile. Deci nu putem să-i spunem domnului Gică Hagi de ce nu l-a vândut dânsul direct la Ajax cu 10 milioane. N-avem cum, pentru că asta este valoarea de piață a jucătorului în momentul când este solicitat. Nu puteai să dai mai mult sau să crezi că valorează mai mult. Așa, asta este ideea mea. Și de aceea niciodată n-am încercat să mă opun când sunt momente grele și că n-ai cum să te opui. Brevelt a început pregătirea, mai cred că după perioada aceasta de odihnă, de întreruperea pentru echipa națională, va reveni și Brevelt. Cine? Orice jucător ne lipsește, orice jucător, pentru că, sigur, are calitate, eu cred că toți jucătorii au calitate și era într-o formă bună, normal, dar eu cred că cei care au jucat în locul lui și-au făcut treaba foarte bine. V-am spus, acum, normal că mi-aș dori să iau pe toți, dar așa a fost să fie. Cine mai e? Incert sau? Narcis Bădic mai este incert și cam atât. Cam atât. Șerban? Da. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Este un lucru normal, un lucru, corectitudinea pentru mine este un lucru normal. Și așa ar trebui să fie. În orice domeniu, nu numai în fotbal, peste tot. Cu cât greșești mai puțin, cu atât nimeni nu mai are ce să mai comenteze. Și atunci, din punct de vedere al arbitrajului, pentru că există aceste discuții lungi, mai mult, cred, mai ales la mass media, mai mult despre arbitrii și despre arbitraj și despre, în loc să vorbim despre fotbal, să vorbim despre cum a jucat echipa, ce jucător este pentru echipa națională, ce sistem s-a jucat, dacă s-a făcut pressing sus, dacă... Cred că lucrurile acestea ar trebui mai mult discutate decât de arbitraj și alte probleme. Cu atât mai puțin o să se vorbească probabil pe viitor dacă va fi introdus VAR. Bună ziua! Ne așteaptă un meci greu la Craiova. După părerea mea, cred că eu zic că meciurile astea pentru noi ne avantajează pe noi, că presiunea este la Craiova. Prefer meciurile acestea pentru că sunt cu echipe frumoase, cu suporteri și cred că noi în meciurile acestea putem să ne evidențiem și să arătăm că suntem buni și putem să jucăm și noi la nivelul celor de la Craiova, celor de la Dinamo, celor de la Steaua, CFR, echipe mari. Și suntem conștienți că ne așteaptă un meci greu, dar cred că noi am jucat foarte bine cu echipele bune ale campionatului și cred că o să fie un meci frumos. Ai întâlnit datele de dezvăluirile cu Universitatea? Am întâlnit neplăcute, pot să spun că mai mereu ne-au cam bătut cu la voluntari, dar am câștigat când trebuia, am câștigat în Cupa României și am câștigat un trofeu atunci în semifinala aceea. Amintiri și plăcute și neplăcute. În două echipe, jucăm pe același teren. N-am jucat niciodată acolo, dar din ce am văzut la televizor am văzut că este un teren prost. Acum poate să ne avantajeze și poate să ne și dezavantajeze, nu știu. Ambele echipe jucăm pe aceeași suprafață și cred că e rezonabil pentru amândouă echipe. Cum va alegeți pentru... Vom vedea când vom ajunge acolo. V-am zis că n-am fost niciodată. Atunci intrăm cu o oră înainte de meci și intrăm pe teren și atunci verificăm terenul și atunci alegem. Da, cred că este normal. Cred că asta e și principalul obiectiv al unui club de fotbal, nu? Să crească și să vândă jucători, să facă profit. Asta e părerea mea și cred că asta și pe a multora din fotbal. Este normal. A plecat Târnovan, mă bucur foarte mult pentru el și cred că este normal. Iașul a crescut și trebuie să-l vândă să crească mai departe. Da, nu știu, nu vreau să zic, las pe alții să aprecieze. Cum simțiți pe Târnovan, pe Sighiată, după ce a da, el
la fel, nu s-a schimbat. Vă dați seama, e și el bucuros că a semnat cu echipă mare, dar este la fel, este neschimbat. A făcut și un meci foarte bun acum, sper să continue, să continue la fel. Care e arbitrul din România? Tratează altfel jucătorii decât normal. Acum e la mână cu Ișvan Covaș, cu tot felul de... Da, cred că și ei sunt oameni și noi suntem oameni și noi ne supărăm și ei se supără, nu știu, e... Acolo în teren este altfel. Nu știu, și eu în terenul nu mă transform, parcă turbez și mă enervez la orice fază și nu știu dacă e normal și poate ăsta e un minus din partea mea, dar așa sunt, doresc să câștig și așa suntem toți mai, nu știu, recalcitranți. Mulțumesc!